Există mai mulți dragoni faini în anime-uri, iar astăzi vreau să vorbim despre aceștia. Fac și clipuri despre anime-uri aici pe canal, deci puteți să rupem două butoane de like, cel de subscribe, și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. În lumea anime există mulți dragoni, iar unul foarte important este Haku, acesta apărând în Spirited Away. Deși acest dragon era cunoscut prin ferocitatea sa, el câștigă încrederea protagonistei, iar această încredere este practic răsplătită. Kaido din One Piece este un alt dragon foarte cunoscut. Deși nu putem spune despre acesta că este tehnic un dragon, Kaido a primit abilitatea de a deveni unul. Dragonul lui Kaido este cea mai impunătoare beast form din universul One Piece. Dragonite din Pokémon este un personaj interesant în sensul că nu este un dragon obișnuit, adică nu prea vezi în mare parte în Pokémon. Este un dragon foarte mare, adică un dragon care, deși ne este prezentat ca fiind un dragon așa cu față foarte drăguță și pare mereu mic, lucrurile nu stau așa, ba mai mult decât atât, el este unul dintre cei mai mari Pokémon și tocmai raritatea asta sa, faptul că nu prea apare atât de des, precum apare Charizard, de exemplu, îl face mai deosebit și cumva l-a făcut să devină un Pokémon legendar, într-un fel, în lumea Pokémon. Calitatea sa principală este, în mod clar, faptul că este prietenos cu oamenii, iar când vine vorba despre apărarea mediului în care trăiește, poate deveni foarte feroce, adică poate distruge tot dacă vrea acest lucru. Deci, acest dragon are și bune și rele, dar, în mod clar, este un dragon foarte, foarte, foarte important, așa, în lumea asta, din anime-uri. Shenron este dragonul din Dragon Ball Z, care apare în momentul în care toate bilele dragonului sunt adunate. Dacă o persoană reușește să adune toate bilele, acest dragon apare, el îndeplinindu-i o dorință persoanei respective. El are și niște reguli totuși, nu poate ucide pe cineva mai puternic decât cel care l-a sumonat. Asemenea, nu poate îndeplini aceeași dorință de două ori. O caracteristică importantă a acestui dragon de Dragon Ball este că el este foarte respectuos așa cu cei care îl invocă, adică face ceea ce trebuie să facă, dar deși arată foarte impresionant și foarte rău și foarte așa evil, Onenon este un dragon destul de treabă așa, adică chiar te ajută și cumva te ghidează să faci alegerea cea mai bună, adică să fii sigur de faptul că dorința pe care o alegi este într-adevăr ceea ce vrei, că poți să-ți dorești ceva, dar care să aibă impact asupra altui lucru, deci e bad dacă faci asta și cumva el reușește basically să te ghideze în acest punct de vedere, iar asta face un dragon destul de prietenos actually, dacă e să ne gândim așa, și un dragon care susține pe protagonist atunci când acesta dorește să-și pună o dorință. Deci și acesta este un dragon de top așa din anime-uri. Charizard din Pokémon este un dragon foarte cunoscut, dar Mega Charizard X este un dragon mult mai puternic decât un Charizard obișnuit. Și asta este practic mega evoluția Pokémonului. O caracteristică principală a acestui Pokémon a fost fix schimbarea culorilor sale din portocaliu în negru și flăcări albastre. Aceste caracteristici fiind cele cu care el iese în evidență. Bineînțeles că nu puteam să-l ignor pe Blue Eyes White Dragon, un dragon care reprezintă cartea de bază a personajului Kaiba din Yu-Gi-Oh! Bine, la fel ca în cazul lui Charizard, Ice White Dragon este cumva fix cartea dintre cele mai valoroase cărți din Yu-Gi-Oh! Adică dacă ești colecționar și așa, știi că dacă ții un Blue Eyes White Dragon automat ai luat o carte foarte valoroasă. Iar chestia asta se aplică și în Pokémon, tot așa, cartea Charizard este o carte foarte valoroasă. Pentru că sunt Dragon Type și na, tuturor le plac dragonii așa. Și Blue Eyes White Dragon practic a fost foarte apreciat. Bine, el a fost destul de big așa și în serie, all in all. Un Pokémon foarte puternic care avea și acea evoluție, Blue Eyes White Dragon, da, cu trei capete. Și na, era ceva mai inedit așa și cumva acest dragon a rămas și el unul dintre cei mai populari dragoni din anime. Cam aceștia ar fi unii dintre cei mai populari dragoni din desen. Puteți să lăsați un comentariu mai jos în care să ziceți dacă am ratat vreun dragon popular și v-am mai vorbit. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut clipul de azi, nu uitați să rupeți un nou buton de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, că mă ajută foarte mult dacă veți deveni și membrii canalului, cu atât mai bine. Și ne mai zim în sus. Să vă rog un alt clip pe acest minunat canal, am fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună în continuare, pa, pa! Hello Miller, eu sunt doctorul. Cred că ăla cu broasca a fost primul episod pe care l-am văzut pe YouTube. I mean, Shaggy Ultra Instinct could get defeated by Killer Bananas.